Accidentul grav s-a petrecut pe autostrada București-Pitești la kilometrul 82. Se pare că autoturismul a lovit violent din spate remorca tirului, cel mai probabil din cauza neatenției șoferului. În prima fază, la 112 s-a anunțat că sunt persoane încarcerate, însă când salvatorii au ajuns la locul evenimentului, au constatat că cei trei răniți nu au suferit leziuni grave. Un pompier de la detașamentul Mioveni, aflat în timpul liber, care întâmplător se afla în zona accidentului, a acordat victimelor primele îngrijiri până la sosirea colegilor săi. Ambulanțele au transportat la spital întreaga familie care se afla în autoturismul implicat în accident. Femeia de 22 de ani și fetița de 6 ani au fost transportate la spitalul de pediatrie, iar șoferul în vârstă de 27 de ani la spitalul de urgență din Pitești. Din fericire, aceștia nu sunt în stare gravă. Polițiștii rutieri au deschis în cauză un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs evenimentul rutier.